Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit! Așa cum v-am anunțat și pe pagina de Facebook, din păcate, în ultima perioadă am împinat anumite probleme de sănătate, prin urmare, emisiunea nu a putut fi ținută, dar, după cum vedeți, am revenit. Subiectul zilei este când vom deveni substanță. Așa cum v-am obișnuit, o să începem cu o mică poveste. Mi-aș fi gândit începutul sub forma unui drum ce s-a pornit de la momentul zero. Cu toate acestea, am aflat că începutul nu este momentul conceperii, cât momentul conștientizării. Venim pe lumea asta cu scopul precis de a ne naște, a crește, a ne dezvolta și a ne reproduce. Sau cel puțin, așa suntem învățați să credem. Suntem unul, așa susțin unii. Suntem individuali, așa susțin alții. Suntem noi, aș spune eu, părți ale aceluiași tot, părți care se completează și uniformizează natura umană. Unii sunt criminali, alții sunt intelectuali, dar sociopați suntem aproximativ 90%. Ne purtăm măștile ca pe niște standarde de mult ruginite. Ne identificăm cu valori de mult apuse sau valori non-existențiale. Înaintăm în viață, purtați de vălul evolutiv social, uitând de individul creat în momentul unirii celor două elemente, spermatozoidul și ovulul. Din momentul nașterii devenim roboți purtați de o societate gata formată în demența ei, devenind la rândul nostru persoane robotizate, încastrate în uzual și în banal. Rare ori, în mijlocul mulțimii, o sclipire de conștientizare trezește un individ. Acesta se scutură și începe să privească în jur, regretând momentul în care a devenit sine. Uneori este mai bine să te pierzi în mulțime și să simți că faci parte, decât să realizezi că ești doar un pește care înnoată împotriva curentului. Cu toate acestea, momentul conștientizării este ireversibil. Prin natura noastră, nu avem posibilitatea de a ne schimba trecutul decât eventual cu o lobotomie. Prin urmare, sinele începe să înainteze în mulțime, căutând să se reflecte în ceilalți. De fiecare dată eșuează, până când realizează faptul că nu în ceilalți trebuie să se reflecte, ci în sine însuși. Acesta ar fi momentul zero numărul 3. Prin urmare, avem momentul 0-1, atunci când cele două părți devin o unitate, ce ia forma noastră. Avem momentul 0-2, conștientizarea sinelui, și momentul 0-3, acceptarea sinelui ca fiind însuși substanța individualității noastre. Din acest moment nu mai facem parte din mulțime. Revin la individul care caută să se reflecte în ceilalți. Odată cu acceptarea sinelui, reușește să-i recunoască pe cei asemenea lui, căci
nicio societate nu a evoluat doar prin mișcarea maselor simple, ci prin mișcarea celor câțiva care au căutat să vadă dincolo de îndoctrinare. Momentul acceptării este momentul în care înțelegem faptul că schimbarea vine cu noi, nu cu societatea bolnavă și blazată în care trăim, și că facem ceva în acest sens. Căutăm să descoperim celelalte sclipiri, căutăm să ne adunăm. Cu toate acestea, fiind egoiști prin natura noastră umană, nu ne acceptăm individualitățile diferite. Pornim de la premiza greșită a unei dreptăți asumate, tinzând să dăm în aceeași patologie existențială din care credeam că am scăpat. Punctul nostru de vedere dorim a-l face cunoscut chiar și celor asemenea nouă. Cu toate acestea, uităm să acceptăm celelalte opinii, reușind să ne separăm mai mult în loc să devenim substanță. Această poveste este o poveste despre viață. Face parte din realitatea zilnică pe care o trăim. Face parte din visele noastre pentru unii, din speranțele altora pentru alții. Ce înseamnă a fi substanță? Ce înseamnă să devenim substanță? Și când se va întâmpla acest lucru? Știți, în ziua de astăzi toată lumea spune: vreau să urmez un curs de dezvoltare personală. Vreau să îmi dezvolt abilități. Vreau să, nu știu, mă duc până pe lună, să fac o plimbare. Da? Toate aceste dorințe ale oamenilor se traduc într-o nevoie intrisecă a eului de a deveni sine, adică de a nu mai face parte din mulțime. Foarte mulți oameni în ziua de astăzi pornesc de la premisa faptului că au dreptul la, nu știu, bani, carieră, casă, masă, plimbări. Numiți voi, da? Dar uită că pentru a ajunge acolo, ei, pe ei, trebuie să se vadă, să se recunoască și să se accepte. Pentru că doar așa pot să ajungă să călătorească, să dețină o casă, o masă și mai departe. Ce înseamnă a fi substanță? Din nou, înseamnă a fi sine. A fi tu însuți, în fața ta, privindu-te pe tine și spunând: da, eu sunt eu, pot fi așa, pot fi așa sau pot fi în alt fel. Pot fi rău, pot fi bun, pot fi indiferent, dar totul pornește de la a ne privi noi pe noi înșine. În ziua de astăzi, din păcate, substanța umană s-a disipat. Sinele este a devenit o noțiune oarecare pe care nici măcar nu o înțelegem. Nu o înțelegem de ce? În primul rând pentru că nu ne înțelegem pe noi, dar avem pretenția că îi înțelegem pe alții. Știți, cursurile acestea de dezvoltare personală mie mi se par fascinante. Mie mi se pare fascinant să mă duc într-o sală
cu încă 100 de oameni, ca o paranteză, fascinant între ghilimele. Am închis paranteza. Să mă duc într-o sală cu 100 de oameni și un vorbitor să mă ajute să mă dezvolt personal pe mine și alte încă 100 de persoane în aproximativ 2 ore. E interesant. Unii reușesc, alții mai puțin, alții deloc. De ce nu reușesc să se dezvolte personal în acele 2 ore? Pentru că dezvoltarea personală nu se face la grămadă. Pentru că a te vedea tu pe tine nu este neapărat egal cu dezvoltarea personală. Înțelegem greșit termenii de mine, sine, da? De eu, prin comparație cu dezvoltare personală, dobândire de noi abilități. Haideți să vă adresez o întrebare. Aș prefera să îmi răspundeți, dacă se poate, și în pagina de Facebook. Cer scuze. Haideți să vă adresez o întrebare. Ne naștem cu abilități sau dobândim abilități? Adică ne naștem pești și devenim vulturi? Sau ne naștem pești și rămânem pești? Înțelegeți diferența? Dobândirea de abilități este un proces educațional, dar dobândești în fapt niște cunoștințe. Nu dobândești abilități. Oamenii au încercat, de exemplu, să zboare de când se știu, de când e lumea asta. Nici în ziua de astăzi nu putem zbura. Avem obiecte cu ajutorul cărora putem zbura. Este cu totul și cu totul diferit de a învăța noi să zburăm. Adică s-a descoperit o cale prin care putem călători în zbor, dar încă nu s-a găsit nicio cale, din câte știu eu, prin care un om să zboare de unul singur. Adică să dăm flu-flu din aripioare și să zburăm. Deci, prin urmare, dobândirea de abilități ce este? Un proces educațional prin care noi dorim să fim mai buni, să ne specializăm pe un anumit domeniu. Și atunci avem nevoie de anumite abilități. Și atunci mergem la cursuri de dezvoltare personală. Ca să aflăm cum dobândim aceste abilități. Pentru că în ziua de astăzi omul a uitat că trebuie să se uite către sine, să-și dea seama și să vadă ce poate și ce nu poate să facă, să recunoască în primul rând în fața lui: sunt capabil de asta, îmi doresc asta, pot să fac asta, și să meargă pe acel drum înainte. Deci oamenii au uitat să facă lucrul acesta și se duc către exterior, către cineva care să le confirme că ei pot. Pot ce? Ia un om care toată viața lui a fost bucătar, să zicem, și pune-l să facă vânzări. Credeți că acel om chiar va reuși? Câțiva vor reuși. Ori nevoiți, ori pentru că au un talent înnăscut, adică au o abilitate cu care s-au născut. Da? Dar a învăța să vinzi nu este decât a dezvolta o parte care deja există. Dar oamenii uită să se uite
la ei. V-ați întrebat vreodată de ce în momentul în care v-ați pus ceva în gând, nu știu, o dorință, vreau un buchet de flori, de exemplu, v-ați întrebat de ce nu apare acel buchet de flori dacă voi nu faceți nimic în acel sens? Un buchet de flori nu apare pentru că noi ne imaginăm buchet de flori și s-a concretizat în fața noastră. Dacă așa ar funcționa lucrurile, la ora actuală eu aș fi pe lună. Da? Pentru că nu trebuie decât să-mi imaginez. Și deja sunt cu piciorul acolo. Nu? Nu, dacă dorești un buchet de flori, te duci să-l cumperi. Sau îi spui soțului, iubitei, iubitului și mai departe, păi vreau și eu flori. Dar alea nu apar așa. Deci trebuie să te exprimi. Da? Asta este o dorință. Dacă, spre exemplu, vrei să ai tot timpul flori și ai o pasiune pentru ele, de când te-ai născut, ți-a plăcut cum miros, cum arată și mai departe, ce faci ca să le ai tot timpul în viața ta? Devii mini grădinar. Da? Adică te apuci, plantezi, le îngrijești, le crești și mai departe. Dar aia este ceva din tine. Există o plăcere a ceea ce faci pe care o poți dezvolta. Îți poți face o florărie, poți face diverse lucruri. Asta dacă recunoști în tine ceea ce ești. Că ești florar. Da? Oamenii se nasc, învață, trăiesc sau nu, și apoi mor. Știți, acest cuvânt, moarte, este un cuvânt care nu prea este folosit decât, bineînțeles, în știrile extraordinare de ultimă oră. Le cunoașteți, alea la care eu nu mă mai uit de 15 ani. Oamenii se nasc în primul rând. În momentul în care se nasc, oamenii sunt ca niște mici animăluțe. Suntem niște mici animăluțe care avem doar instincte și o capacitate enormă de dezvoltare. Da? Dar de mici copii, noi oamenii, învățăm ce ne place și ce nu. Pe măsură ce creștem, toată acea educație de bază în care ni se spune e ok, poți să faci acest lucru, hai, curaj, ridică-te, începe, mergi, învață, gustă, experimentează, pentru că așa începem noi în această viață, da? Ajungem, pe măsură ce creștem și acumulăm alte și alte cunoștințe, să aflăm că nu este chiar așa de bine să încercăm să experimentăm, să nu știu ce, dar nu există faptic o regulă scrisă, o lege. Bine, cu excepția nu ucide, nu. Deci, nu ne referim la lucrurile astea. Ne referim la omul care caută să se dezvolte pe sine însuși. Da? Nu ne referim la nu știu ce alte tipologii. Despre alea discutăm altă dată. Dar revenind la momentul în care ne dăm seama că ajungem adulți și suntem din ce în ce mai restricționați de o societate care nu dorește ca omul, ca individul de sine stătător, individualitatea lui să iasă în evidență. De ce? Pentru că un om care știe ce poate, cât poate și cât valorează, este un om puternic, prin urmare, greu de controlat, dacă nu chiar imposibil.
Și atunci apar restricțiile. Începând cu școala, stai în bancă frumos, spatele drept. Nu vorbi în timpul orei, cereți voie ca să vorbești. Ok, există niște reguli de bună cuvință, în același timp, poate că ar trebui să ne uităm puțin mai bine modul în care se aplică aceste reguli. Adică știți, nu este ok să afli că un copil din clasă, pentru faptul că a mișcat în bancă sau, Doamne ferește, a scos un cuvânt, un sunet, este dat cu capul de bancă de către profesor. Pentru că se întâmplă. Gândiți-vă că se întâmplă. La fel, nu este nici ok să știi că în clasă sunt copii care tot timpul vorbesc, deranjând restul clasei, și care niciodată nu sunt admonestați. Discutăm de seturi duble de valori din copilărie. Da? Astfel, de la școală, omul ajunge adult, având în spate o experiență de viață care este duală. Ai voie mai întâi să spui vorbește mamă, știți cum le spunem la copilași? Spune mama, spune tata, pisică, cățel. Da? Ajungi de la ai voie orice la nu-i voie, nu este frumos, nu ești respectos și așa mai departe, trebuie să te încadrezi în pătrățelul ăla pe care eu ți l-am desenat, eu ca societate, pentru că acolo consider eu că tu trebuie să stai. Pentru că nu ești decât un animal care trebuie dresat. Nu-i așa? Și ne trezim, adulți, fiind, că nu știm pe care cale să o apucăm. Pentru că provenim dintr-un sistem de învățământ, nu contează, școală generală, liceu sau chiar facultate, care este conceput de așa natură încât să asimilez o grămadă de informație din care eu voi folosi în viață probabil 10%. Probabil. Ajungem într-un moment în viață în care ne dăm seama am făcut o școală degeaba sau mi-a prins bine școala respectivă și vrem să aflăm mai multe despre noi. Aici intervine acea dezvoltare personală. Aș vrea să fiți un pic atenți la gestică când spun dezvoltare personală. De ce? Pentru că din ceea ce am citit în ultimii 20 de ani, din ceea ce am experimentat, din toate cursurile la care am fost și mai departe, am descoperit personal un adevăr imbatabil. Sunt singura care mă poate dezvolta personal sub nicio formă alții. A. Că mă dezvolt citind, ducându-mă la cursuri, accesând informația pe unde pot, informație care consider că mi se aplică, pentru că, de fapt, cam acolo se duce, da? Este altceva. În același timp, dezvoltarea personală nu este tot una cu regăsirea sinelui, conștientizarea faptului că eu, ca și om, sunt diferit de restul. Foarte mulți oameni trec prin această viață pur și simplu purtați de viață. Ei trăiesc, într-adevăr, dar trăiesc într-o gogoașă a neconștientizării. Mă trezesc dimineață, mă duc la serviciu, mă întorc acasă, fac curat, fac mâncare, m-am uitat la un film, s-a terminat ziua, nani,
iar și a doua zi și mai departe. Vine vinerea, după masa, hai că fac repede o plimbare, am fugit dacă am timp, că poate am alte obligații, da, tot legate de casă sau de serviciu. Dacă am timp, curaj, chef, nervi, răbdare și mai departe, trag o fugă, o plimbare, eu știu, până la pădure, până oriunde. Ies un pic să mă mișc. Și cam asta este ciclul vieții. Întrebarea care se pune este, câți aleg conștient acest ciclu? Adică câți sunt cu adevărat mulțumiți de acest ciclu? Pentru că vedeți voi, tot ceea ce înseamnă frustrare, nemulțumire, chiar și lipsă de empatie, dacă stau să mă gândesc bine, vine din noi. Datorită acțiunilor pe care noi le facem la adresa noastră, acceptând un loc de muncă în care nu ne simțim confortabil, dar avem nevoie de bani. Să stai într-o relație care nu te satisface, dar ce zice lumea? Să îți duci copilul la ceva ce nu-i place, dar îl duci pentru că așa face lumea. Și toate aceste presiuni pe care noi personal ni le punem, de fapt, nu înseamnă decât un singur lucru. Noi nu trăim conștienți. Nu. Noi suntem inconștienți. O mică parte din noi, după ce au ajuns la maturitate, și-au dat seama că ceea ce au învățat, au învățat ori de gura familiei că au făcut o facultate, ori s-au dus într-un loc de muncă de gura familiei ca să aibă un loc de muncă, un venit, pentru că cerințele și normele sociale, da? Și se trezesc, băi, stai, eu vreau mai mult. Cine sunt eu? Până acum am făcut doar ce au vrut ceilalți. Dar când voi face și ceea ce îmi doresc eu? Și ca să aflu ce îmi doresc eu, trebuie să-mi dau seama de cine sunt. Da? Și aici ajungem la conștientizarea sinelui. Vedeți voi, sunt foarte mulți oameni care, eu știu, au terminat, spre exemplu, facultatea de economie. Și au ajuns să facă, nu știu, să scrie cărți. Ce treabă are facultatea de economie cu scrisul de cărți? Sau de poezii? Sau ce-a fi? Care este legătura? Când s-au apucat să scrie? Când au început să aibă curajul să publice ceea ce scriu? Sau sunt oameni care au terminat, eu știu, facultatea de litere și au început să lucreze, să profeseze într-un domeniu economic? În bancă, de exemplu. Știți? Cumva este anapoda. De ce? Descoperă ulterior că ei, de fapt, nu sunt ceea ce au fost învățați să creadă că sunt sau ceea ce li s-a impus să fie, da? Ei sunt diferiți. Familiile lor, de obicei, pe cei care își dau seama ce fel de oameni sunt în fapt, da? Îi cam numesc așa, în limbaj popular, oi negre. De aia că, știți, au sărit gardul. La un moment dat am cunoscut un om care a urmat teologia, considerând că are și inclinație și mai departe, dar în principal pentru că familia îl impulsionase în această, în această direcție, pentru că vorba aia, maică, e un loc călduț, sigur, pe viață. Omul ulterior, după ce a terminat institutul, a renunțat la teologie
Pentru că nu s-a regăsit în dogmele impuse. Ok. A devenit altceva. N-are absolut nimic împotriva bisericii, se duce în continuare, este un om extraordinar de credincios, dar după ce a învățat ani și ani de zile, după ce familia, vorba aia, prietenii, îi spuneau deja domn părinte, da? După ce toată lumea din viața lui era setată că va deveni domn părinte, dintr-o dată s-a trezit și a spus, ăsta nu sunt eu. Da? Și face altceva. Un alt domeniu. Mă întreb, câți dintre voi v-ați trezit? Câți dintre voi dormiți încă? Câți sunteți în momentul T0 numărul 2? Și câți ați reușit să ajungeți în momentul T0 numărul 3? Pentru că, vedeți, voi este o diferență majoră. Una este să ne dăm seama de cine suntem, să aflăm. Și alta este să acceptăm. Pentru că, în fapt, sinele se poate dezvolta cu adevărat, poate ieși la suprafață cu adevărat, doar în momentul acceptării. E logic. Așa e? Ca și o comparație. Mi-ar plăcea să am, nu știu, unghii de catifea. Ide. Da? Îmi dau seama, sunt în momentul T02, îmi dau seama că așa ceva nu este posibil, dar trebuie să și accept. Și în momentul în care am acceptat, m-am liniștit. De ce? Pentru că, măi, nu poți să-ți dorești ceva care, practic, nu ai cum să-l obții decât, eu știu, Doamne Sfinte, nu știu, cine știe cu ce idee mai vin oamenii în ziua de azi. Exact ca și cu zburatul omului, da? Nu putem zbura. A, putem să ne imaginăm că zburăm. Putem să ne dorim să zburăm. Dar trebuie să acceptăm faptul că nu suntem zburătoare. Suntem bipezi, dotați cu un anumit nivel de inteligență, din punctul nostru de vedere. Din punctul nostru de vedere, singurii de pe această planetă, care avem conștiință, care ne dezvoltăm, ne creiem habitat pentru locuit și așa mai departe, din punctul nostru de vedere sau din punctul oamenilor de știință de vedere, da? Dar nu suntem zburătoare, adică nu suntem păsări. Și să nu uităm că nu toate păsările zboară. Că poate și găina ar dori să zboare. Dar e un vis frumos pentru ea. Știți? Această teorie a sinelui, atât de vehiculată în zilele noastre, că trebuie să fim conștienți de noi, trebuie să, nimic nu trebuie, nimic nu este obligatoriu, nimic. Ar fi bine să ne acceptăm, ar fi bine să ne înțelegem, ar fi bine să ne privim direct în oglindă și să ne zâmbim conștient că ceea ce vedem suntem noi și să ne imaginăm așa vorba acestor
lideri motivaționali, ca să le spunem așa, să ne imaginăm că ne îmbrățișăm. Da, sunt niște exerciții bune. Sunt foarte bune. Chiar și eu le-am experimentat. Da? Ce vreau să subliniez aici? A ne accepta nu este egal cu a ne iubi. Este o diferență majoră. Una este să te iubești, cum iubești soarele, cum iubești luna, ploaia, eu știu, te iubești pe tine. Dacă poți, dacă înțelegi că persoana la care te uiți în oglindă este reflexia ta, nu a altuia, da, sau a alteia, dar iubirea nu este egal cu acceptarea. Adică pot să, cum să spun, pot să iubesc soarele, dar nu am cum să-l accept. Ce este de acceptat la soare, cu excepția faptului că există. N-ai ce. Da? Pot să iubesc mersul desculț. În același timp, dacă mă duc la serviciu, trebuie să accept faptul că trebuie să mă încalț. Înțelegeți? Sunt niște diferențe. Aici, ce voi încerca eu tot timpul să fac, ce mă voi strădui, pentru că a încerca înseamnă să te învârți, încerc, în fapt, da? Ce mă voi strădui aici să fac este a sublinia diferențele de terminologie, de sensuri și mai departe în limba română. De reținut. De ce subliniez atât de ferm? Pentru că efectiv în zilele noastre foarte mulți oameni nu reușesc să mai înțeleagă nimic datorită limbii vorbite și în cele din urmă acelei scrise. Pentru că la școală învățăm într-un anume fel, a scrie, a vorbi, a ne exprima și ajungem la maturitate să accesăm anumite cărți, anumite cursuri, să mergem la anumite locuri de muncă și să ne trezim cu o terminologie care habar nu avem ce înseamnă. Spre exemplu, în limba română, dezvoltare personală are o semnificație. În limba engleză, personal development are aproximativ aceeași, să spunem așa, explicație, dar nu este chiar același lucru. Și aici revenim la cuvintele lui Maiorescu, că ar fi bine să nu mai facem cață music, să nu mai traducem motamo și să ne mai luăm după toți. Trebuie să gândim. Dar ca să gândim, trebuie să fim conștienți de noi. Să ne accesăm sinele și să-l acceptăm. Altfel, nu suntem decât oameni, trupuri purtate de o viață pur și simplu statică. Facem ceea ce se așteaptă alții de la noi să facem, trăim o viață în care nu vrem decât acea siguranță a zilei de mâine, în loc să ne uităm la ziua de azi, și ajungem la finalul vieții să ne dăm seama câte am ratat, câte n-am trăit, câte și mai câte. De ce? Pentru că ne-a fost frică. O frică indusă de alții. Pentru că noi nu ne naștem cu frică. Noi
învățăm să ne fie frică. Noi nu ne naștem terorizați. Noi învățăm de la alții ce înseamnă teroare. Sau suntem terorizați de alții. Noi nu ne naștem educați. Suntem educați de alții. Dar chiar dacă alții ne educă până la un punct, responsabilitatea noastră, și aici subliniez, responsabilitatea fiecăruia dintre noi este să ne și autoeducăm. Adică, dacă ne place să jucăm șah, învățăm strategie. Strategie pe care ulterior o putem aplica și în viață. Da? Ar fi bine să vă uitați puțin așa la mari oameni de afaceri ai lumii și chiar și în România, și o să vedeți că una dintre pasiunile lor este șahul. Pentru că șahul implică gândire strategică, care într-adevăr este o abilitate ce se poate dezvolta, cu care te naști. Nu o câștigi, nu o dobândești. Pentru că n-ai cum. N-ai cum să dobândești ceva ce nu ți se aplică. Da? Nu ai cum. Și atunci, ce faci? Cauți să-ți dezvolți. Căutați. Vedeți. Eu am avut norocul să cunosc oameni care chiar au și câștigat concursuri de genul și mai departe. Și într-adevăr, respectivii oameni erau extremi și sunt extrem de conștienți de ei. Adică au ajuns în acel punct în care au spus, da, ăsta sunt eu, mă accept, asta îmi doresc. Sinele nu se poate dezvolta decât cu acceptare și cu voință. Nimic altceva nu ajută ceea ce suntem noi, în noi, să crească și să se dezvolte. Da? Acestea fiind spuse, deocamdată vă las cu întrebările. Când vom deveni substanță? Câți ați devenit substanță? Și mai ales, când avem de gând să acceptăm celelalte substanțe fără să ne străduim, să le schimbăm, să le facem asemenea nouă, și așa mai departe. Până data viitoare, gândiți, alegeți și acționați înțelept. O seară plăcută!